Examenul de rezidențiat francez este cunoscut ca unul dintre cele mai dificile din Europa. Pe Ștefan Mateoiu, absolvent al Facultății de Medicină a UMF Carol Davila București, nu l-a speriat asta. A învățat aproape un an de zile, zi de zi, timp de peste 12 ore pentru acest examen și l-a promovat. L-am invitat în studioul 360medical.ro pentru a ne împărtăși din experiența sa de a fi candidat la un astfel de examen draconic, i-aș spune eu, ce v-a determinat în primul rând să dați rezidențiatul în Franța și nu în România. Bună ziua și da, mulțumesc că m-ați chemat să vorbim despre acest subiect care cred că nu s-a mai discutat pe larg în România până acum. În primul rând, la mine a fost o decizie foarte de moment, cum poate fac multe decizii, cu acest examen de rezidențiat. În vacanța dintre anul 5 și anul 6 am fost într-un stagiu Erasmus Traineeship, așa este denumit. Există două tipuri de stagii Erasmus pe care studenții de la medicină le pot face și nu numai, și studenții de alte facultăți în țări din Europa. Primul fiind cel mai cunoscut, Erasmusul acela în care faci un semestru sau două semestre la o facultate parteneră din Europa, dar existând și al doilea tip de Erasmus, traineeship, care este un Erasmus de vară sau de iarnă, poți să-l faci în mai multe momente ale anului, în care tu practic te duci țintit către o anumită secție, către un anumit spital. Și acolo, desigur, în cadrul universitar, pentru că trebuie să fie un spital universitar, înveți sau afli mai multe despre o specialitate care se consideră că poate te interesează mai mult sau putând schimba și între alte specialități. Mie, plăcându-mi de mic, să spun așa, sau de în anul întâi deja de facultate, foarte mult ortopedia, am vrut normal să mă duc pe această ramură și pe această specialitate să văd mai mult despre ce este vorba, și îndrumat de medicii cu care făceam practic aici în România, care și ei făcuseră stagii de pregătire prin afară, prin Franța și nu numai. Și așa, printr-o conjunctură, înainte trebuie să ajung la Marseille, la spitalul de acolo, schimbându-se niște lucruri pe ultima sută de metri, și profesorul de acolo recomandându-mă către spitalul din Nisa, am ajuns la centrul universitar de acolo din Nisa. Adică pe coasta de Azur, da. Plajă, frumos, mai aveați timp și de învățat? Da, adică a fost o greșeală, așa să zicem, bună. Mi-a convenit greșeala asta. Și acolo am dat de un centru foarte bun. Nesperat, din punct de vedere al așteptărilor mele și atitudinea medicilor de acolo și atitudinea profesorilor, rezidenților față de mine, care până la urmă nu eram nici rezident, nu eram nici din Franța, eram un student venit din România să stea în secția lor o vară, două, trei luni, să vadă despre ce e vorba. Și candoarea cu care m-au primit și deschiderea pe care am avut-o acolo m-a făcut să-mi regândesc puțin așa deciziile pe viitor. Eu până atunci, fiind foarte convins că dau aici în România rezidențiatul, că rămân aici, că continui aici în spitalul în care fusesem, m-a făcut să regândesc puțin pentru că m-am gândit că intrând din start într-un astfel de sistem ca rezident cu concursul dat la fel ca ceilalți francezi, voi fi mai mult pe picior de egalitate cu ei decât ca un rezident care poate va veni după din România. Astfel că când m-am întors din stagiul acesta, care mi-a plăcut foarte mult și mi-a schimbat, așa să zicem, perspectiva asupra întregii zone medicale și ortopedie normală, m-am întors în septembrie, pe la jumătatea lui septembrie, și deja începutul jumătatea lui octombrie m-am decis că vreau să dau examenul de rezidențiat acolo și am început direct așa din start să învăț serios. Cu alte cuvinte, ați început să învățați în anul 6 practic, da, direct pentru rezidențiatul francez.
sau în paralel ați cochetat și cu rezidențiatul din România să învățați? Acum, într-un mod ideal, așa ar fi trebuit făcut, dar examenul din Franța, după cum o să vă și povestesc, e criminal din punct de vedere al bibliografiei, deci nu prea ți dă varianta de a mai face ceva și în paralel. Am început direct și am zis, am stat așa o săptămână, două în cumpănă puțin, am dezbătut și cu ai mei și cu alți medici ce ar trebui să fac și nu, când am decis că voi da examenul acolo, am mers full on doar pe asta. Deci doar pe pregătirea pentru examenul de rezidențiat francez. Acum, na, medicina e tot una, nu putem să spunem că e diferită medicina care înveți acolo de medicina care înveți aici. Dar nivelul de detalii și nivelul de volum e substanțial diferit. Haideți să vorbim un pic despre diferențele dintre a da rezidențiatul în România, unde cu siguranță știați la ce v-ați aștepta, și a da în Franța, pentru că e clar că e altă bibliografie, e clar că examinarea e cu totul alta. Care sunt principalele diferențe? Cred că putem să împărțim diferențele așa pe trei paliere, pentru că doar o diferență ar fi cam limitativ, să spunem. În primul rând, cred că ceea ce e cel mai la îndemâna tuturor să vadă și ce iese cel mai repede în față e volumul biografiei. În România, după reforma asta a bibliografiei pentru rezidențiat, care a fost acum 3 ani, acum se învață din 3 cărți de rezidențiat, în care avem anumite capitole de învățat din acele cărți. Toate capitolele acestea însumează cam 850 de pagini pentru bibliografia exactă pentru examenul de rezidențiat. În Franța, bibliografia însumată a tuturor cărți însumează pe la 11.000 de pagini. Deci, din start, e o diferență, nu numai că nu e ca și cum, să zicem, e mai greu scris în Franța sau ca în România, sau în România mai greu scris în cărți ca în Franța, dar e pur și simplu o diferență de volum, deci aproape de 12 ori, 13 ori mai mare. Al doilea aspect este duritatea examenului în sine, aș spune, pentru că e vorba de 3 zile de examen, ai 6 ore de examen pe zi, fiecare zi. Și da, la final, adică ești destul de epuizat chiar dacă știi, adică oricine, și dacă a fost 6 ani pregătit, tot este epuizat din punct de vedere fizic să stai concentrat atâtea ore și să te duci la culcare știind că urmează a doua zi din nou și după aia a doua zi te duci la culcare și tot așa. În ce constă examenul? E un examen scris, apoi există examene orale sau cum e procedura? Și la ei, la fel ca la noi, s-au mai schimbat niște lucruri de-a lungul anilor. Acum 20 de ani, spre exemplu, examenul era scris, era sinteză. După a trecut tot așa în grilă majoritatea. Acum, anul acesta a fost primul an în care au avut și ei o reformă la nivelul examenului de rezidențiat. Examenul s-a dat electronic, s-a dat pe tabletă. Și au fost 3 probe, deci 3 zile de, nu 3 zile pentru că au fost împărțite, deci în 2 zile de grile. Și o zi, ceea ce numesc ei lector critic de articole, adică ai 2 articole științifice care ți se dau de către comisia de examen și tu trebuie să analizezi aceste articole științifice precum ai fi bordul editorial al unei publicații internaționale, să spunem, adică din punct de vedere al redacției, din punct de vedere al statistic, pentru că și aici e o zonă foarte complicată care, dar din păcate, nu prea o facem noi în România și care ține de capacitatea ta de a scrie un articol științific, capacitatea aceasta de a înțelege și zona de statistică, epidemiologie. Deci din toate punctele astea de vedere, ai vreo 3-4 ore în care trebuie să întorci pe toate părțile articolele astea și ai întrebări pentru ele. Articolele de, na, fiind în engleză, adică aici făcând un mic compromis și francezii și spunând că dăm astea în engleză.
Deci ăsta e al doilea punct, care clar contează și trebuie să fii pregătit pentru el, pentru că nu e a walk in the park. Și al treilea aspect, care cred că în final, după ce am dat examen și după ce am trecut prin toată experiența, cred că acesta este cel mai definitoriu, este concurența pe care o ai și practic cu cine intri în acest examen. Ei învață serios în facultate, adică și noi putem spune că ok, mai avem copii care învață, pentru examene nu, avem și examene mai ușoare și examene mai grele, dar poate nu avem aceeași constanță în timpul anului pe care o au ei. Ei din momentul în care intră în facultate, cam asta e viața lor, adică foarte puține pauze au. Ei vin la facultate dimineața la 7:30, pleacă la 5-6, dacă mai rămân în gărzi, stau și toată noaptea. Vara nu, ei nu au vacanță de vară cum avem noi, ei vara fac stagii clare, adică nu practică pe care o faci tu, nu. Ai stagiile împărțite de-a lungul anului, cum sunt la noi împărțite din, să zic, octombrie până la sfârșitul lui iunie, la ei sunt împărțite pe durata verii și își mai iau și ei 2 săptămâni vacanță, cum se înțeleg, între stagii. Și ei din anul 3-4 deja e un consens așa că se începe clar și serios pregătirea pentru rezidențiat. Cadrul fiecărui, și asta e o chestie care și eu am aflat-o spre sfârșitul pregătirii, adică după ce am fost la simularea examenului de rezidențiat, ei în cadrul fiecărui stagiu pe care îl fac în Franța cu profesorii din acel stagiu, deci de la ce fac, ortopedie, chirurgie, de 2 ori pe săptămână la final stau și fac subiecte pentru rezidențiat împreună cu profesorii și cu doctorii. Deci e o chestie foarte serioasă la ei și care se începe de devreme. Concret, cu cine ați concurat la propriu, dacă puteți să ne spuneți câți candidați au fost, concurența pe loc, dacă există astfel de statistici și din câte țări, pentru că înțeleg că la acest rezidențiat din Franța nu vin doar francezii, vin din multe alte țări studenți, absolvenți de medicină. Exact, exact. Ca să iau așa pe rând, zic, pe prima parte, anul ăsta au fost aproape 10.000 de studenți, au fost la 9.800 care au susținut examenul, 9.800 care au și promovat. Și locurile, asta este o diferență mare, că locurile la ei sunt destule, adică cam 98% dintre cei care termină au un post. Numai că împărțitul acestor posturi se face mai diferit decât la noi, în sensul în care ei au realizat de mult timp încă că medicina nu o fac doar medicii specialiști. Și un sistem medical performant nu poate fi susținut doar de zona de medici specialiști. Atunci e nevoie de un număr mare și de medici de familie și toată zona asta de medici de urgență, medici de interne, care pot face mai multe decât o singură specialitate. Atunci ei aproape jumătate din toate locurile de rezidențiat pe care le au sunt locuri pentru medici de familie, medici de urgență, medici de interne. Deci cam din 9.500 de locuri pe an, 3.500 sunt doar de medicină de familie. Cam asta e situația. Din România eu făcusem că m-am uitat pe lista, era undeva pe la 30, cred, anul ăsta au fost așa de rezidenți în România, plus minus, cred că puțin, mai puțin, vreo 20 ceva, 30. În fiecare an, normal, sunt în toate, pentru că sunt din toate centrele care, toate centrele universitare din România care dau în Franța. Din alte țări, eu pot să zic că în sala în care am fost, spre exemplu, pentru că sunt grupați de obicei în fiecare centru de examen, toți studenții internaționali sunt grupați într-o sală. Eu în sala în care am fost aveam și din Spania, și din Italia, și din Portugalia, cineva și din Capo Verde era, deci din multe țări. În principal și din România e așa, și pe ce am vorbit cu ceilalți în alte țări
și e tot la fel. Cei care au apucat să facă niște stagii de pregătire prin Franța dau și rezidența acolo. Cum e și normal, că dacă nu ai fost deloc pe acolo, n-ai văzut, e puțin probabil să te gândești să dai rezidențiatul, știind și cât de greu e, știind și că majoritatea din România nu e mai mult de medici de familie sau medici de interne, așa cu mici excepții. Deci clar, sunt și concurența din România, sunt oameni și studenți care au mai fost pe acolo, unii chiar au fost, nu știu, poate 2-3 ani, adică 2-3 semestre au făcut prin Franța și au prins așa un an jumate poate de pregătire împreună cu ei. Eu din păcate m-am interesat puțin mai târziu cu asta, am mers abia între anul 5 și anul 6. Dar da, în mare deci cam aceasta e concurența și da, sigur, deci ei care, ei francezi, adică fiți sigură că și cel mai prost pregătit tot știe câte ceva de ce este vorba, pentru că ești obligat în facultate să înveți, deci ești obligat, dacă nu înveți, ești eliminat. Volumul este atât de mare și concurența lor și, să zicem, dorința lor de a ajunge și știind cât de greu este examenul de rezidențiat, te face și pe tine în timpul facultății să înveți constant.